De 5 minute a avut nevoie Duc Adam pentru a rămâne în istoria fotbalului. Atât a durat calvarul loviturilor de la 11 metri de la Sevilla la finala de Cupa Campionilor dintre Steaua și Barcelona. Doar 5 minute. Duc Adam a reușit atunci să apere 4 penaltiuri, o performanță care rezistă și acum în cartea recordurilor. Avea 27 de ani și făcea parte dintr-un lot pe care și copiii îl știau ca pe o poezie. Duc Adam, Bărbulescu, Belodedici, Bumbescu, Iovan, Stoica, Bălăni, Bălan, Balint, Majaru, Lăcătuș, Pițurcă, Stângaciu, Iordănescu. Duc Adam a început fotbalul la Semlac, localitatea arădeană în care s-a născut în 1956. Până să ajungă la Steaua, a mai jucat în divizia Alauta. Nu a fost un portar spectaculos, nu avea nebunia lui Rică Răducanu și nici paradele fabuloase ale lui Iordache, un alt portar de legendă al Stelei, căruia Duc Adam i-a fost rezervă la începuturile sale în Ghencea. Duc Adam era însă un portar sigur, care greșea puțin, avea un plasament bun și o bună priză la minge. Și mai avea ceva, fundaș care forma o apărare despre care, în zilele noastre, s-ar putea spune că era beton. După un parcurs remarcabil în Cupa Campionilor, Steaua avea să joace finala împotriva Barcelonei. A fost 0-0 după 90 de minute și prelungiri și s-a ajuns la loviturile de la 11 metri. Iar atunci ceva nemai întâlnit s-a întâmplat. Duc Adam a respins lovitură după lovitură în fața unor jucători faimoși ai Barcelonei. Câștigarea Cupei Campionilor de către Steaua a fost considerată una dintre cele mai mari victorii din toate timpurile în sportul românesc. Un val uriaș de simpatie a cuprins performanța Stelei. Oamenii au ieșit cu miile în stradă, i-au așteptat pe jucători la aeroport și însuși Ceaușescu i-a decorat pe jucători și antrenori. Iar la primul meci de după finală, la un banal meci cu Progresul în Cupa României, la care au venit 80.000 de spectatori, Duc Adam a dat și un gol evident din penalty. Din nefericire, cariera lui Duc Adam se va încheia rapid din cauza unui anevrism la brațul drept. S-a spus atunci că a fost împușcat de Nicu Ceaușescu la o vânătoare pentru că era invidios pe popularitatea portarului. O altă variantă ar fi fost că a fost împușcat tot de către Nicu Ceaușescu pentru că Duc Adam primise cadou un Mercedes de la președintele lui Real Madrid, iar fiul dictatorului își dorea acea mașină. Erau fabulații, dar astfel creștea legenda eroului de la Sevilla. După ce s-a retras, Duc Adam a lucrat ca vameș, a plecat un an în Statele Unite, iar apoi s-a întors în fotbal. Astăzi lucrează la echipa patronată de Gigi Becali, spre furia foștilor colegi cu care a câștigat Cupa Campionilor.